Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul și ne-a strâns în seara aceasta din nou în acest loc peste care este chemat numele Domnului. Măriți să fie Domnul! M-am oprit asupra unui cuvânt din 1 Petru, capitolul 4 spune așa: sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii. Mai pe sus de toate, să aveți o dragoste ferbinte unii pentru alții, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate. Ca niște buni spravnici ai Harului, felurita lui Dumnezeu fiecare din voi, să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu, pentru că, ca în toate lucrurile, să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. Scumpii mei frați, care ați fost chemați să faceți o slujbă, nu puneți jos unealta pe care v-a dat-o Domnul. Sunteți îndemnați ca să slujiți Domnului aici și oriunde. Spunea azi dimineață fratele care a slujit că îi vine să nu mai slujească. Îl îndeamnă cuvântul Domnului ca să slujească mai departe, că încă nu a sfârșit și încă nu și-a primit cununa. Mulți spun, nu mai vreau să predic. Ce înseamnă aceasta, dragii mei? Înseamnă că nu mai vrem să-L mărturisim pe Domnul. Și Pavel spune, dacă aveți de suferit pentru numele acesta de creștin, ferice de voi! Ferice de voi că înaintea voastră a suferit Hristos! Frații mei, noi nu suntem din aceia care dăm înapoi. Sfârșitul tuturor lucrurilor este foarte aproape și de aceea ar trebui să ne sălim mai mult. Noi s-ar putea să ne asemănăm cu lucrătorii vii, cu cei din ceasul ultim. Și urmează să primim cununa cea nevestejită, așa că să nu ne dăm bătuți. În seara aceasta avem un text din scrisoarea scrisă către efeseni. Apostolul Pavel ține să scrie această scrisoare aproximativ 61 de ani după Hristos. Și o scrie celor din Efes, această cetate din Asia Mică, unde s-a format o bisericuță, știți bine, acolo se aflau 7 biserici în Asia Mică și una din aceste biserici era pe inima lui Pavel. De fapt, toate erau pe inima lui Pavel și el totdeauna simțea cu biserica Domnului de pretutindeni. Și îndeamnă pe frații din Efes un lucru extraordinar. Acești oameni au îmbrăcat haina mântuirii, s-au botezat și au predat viața în mâna Domnului și aveau nevoie să mai îmbrace și altceva. Ei locuiau într-o cetate, cetatea aceasta era o cetate foarte idolatră, frații mei. Poate că vă aduceți aminte de Fapte, capitolul 19, de acea răscoală lui Dimitrie, argintarul care făcea temple pentru zeița Diana și când a venit Pavel acolo și a vestit Evanghelia și le-a arătat oamenilor din Efes că ei de fapt slujesc la niște dumnezei care nu sunt dumnezei și că Dumnezeu adevărat este nevăzut și este în ceruri și Lui trebuie să se închine oamenii în dușă adevăr, Dimitrie a intrat în panică. Cum? Zeița Diana, păzitoarea acestei cetăți, nu este Dumnezeu? El avea un mare câștig din templele care le făcea, din argint, din aur sau din lemn sau din piatră pentru zeița Diana și le vindea împreună cu meșterii care erau acolo și au început să intre în criză economică. Oamenii se pocăiau și nu le mai cumpăra acei idoli pentru că au ajuns să cunoască cine este adevăratul Dumnezeu și s-a făcut o mare răscoală. Pavel a avut de suferit. Chiar mai mari cetății i-a spus lui Pavel, nu te duce la teatru că sunt în stare să te sfâșie. Așa erau de porniți, știți ce au făcut aceștia oameni din cetatea Efes când ei au vrut să-și impună punctul lor de vedere?
Au strigat, spune Scriptura, timp de aproape două ceasuri, în gura mare. Mare este Diana, zeița efesenilor. Ca să-și facă de cunoscut, apărau pe Dumnezeul lor, de fapt, din care ei își străgeau seva financiară. De aceea strigau, sufereau, bogăția lor venea de acolo. Dar Dumnezeu a avut în grijă sufletele din cetatea aceea și cuvântul lui n-a rămas de bajocură. Pavel nu uită să scrie celor din Efes că ce au nevoie peste haina pocăinții, haina care ei au îmbrăcat-o în Hristos, că spune cuvântul prin Petru, cât în Hristos v-ați botezat, cu Hristos v-ați îmbrăcat. El îi îndeamnă încă ceva, să se îmbrace cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să poată ține piept împotriva uneltirii diavolului, versetul 11. Uneltirile diavolului erau acolo, în vremea aceea, și aveau nevoie de toată armătura, nu numai de o parte din armătură, ci de toată armătura. Și aici este arătat șase lucruri, să zic așa, de care aveau ei nevoie și erau simbolizate, cu care trebuiau să se îmbrace toți credincioșii de atunci, dar și de acum. Și cuvântul Domnului spune, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți, să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Și acum începe versetul 14. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Este foarte important ca un creștin să aibă ca brâu, ca cingătoare peste mijlocul lui, peste haina pocăinței, acest brâu al adevărului sau cingătoare sau curea, dacă vreți, întotdeauna să spună adevărul din inimă, să nu-i fie teamă să rostească adevărul din inimă. Dumnezeu este adevărul. Dragii mei, un credincios nu-i stă bine să mintă. Cine minte și spune că este credincios, se înșeală. Adevărul nu trăiește în el, nu este încins cu el. Este o cingătoare de care nu te poți lipsi. Și zic, Doamne, ajută-ne să înțelegem că este nevoie de această cingătoare a adevărului. Cuvântul Domnului ne învață să ne spunem adevărul unul celuilalt și să nu mințim. Și zic, facă Dumnezeu ca biserica din Perth toată să trăiască în adevăr și biserica ar trebui să spună amin și slăvit să fie El. Și biserica dorește aceasta și eu cred că frații de aici trăiesc în adevăr. Domnul să vă binecuvinteze. E așa de minunat că și dacă trăim în adevăr, știți ce se întâmplă? Avem încredere unul în celălalt și spunem, dacă Vile mi-a spus aceasta, este adevărat, cum se poate? El e credinciosul Domnului. El nu minte. Și atunci avem încredere deplină unii în alții și nu zice, ori o fi sau nu o fi. Știm că trăim în adevăr. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Cuvântul acesta de platoșă poate pentru tine e ceva neobișnuit. Pavel, când redă aceste lucruri, el privește în vremea lui, în vremea aceea medievală, să zic așa, cum erau îmbrăcați cei ce serveau în armată. Toți erau, aveau o cingătoare, aveau o platoșă. Platoșa era ca un pieptar din oțel care îl îmbrăcau soldații și acoperea partea aceasta a corpului foarte vitală și Pavel numește platoșa neprihănirii, platoșa curăției, platoșa sfințeniei, dacă vreți. Oamenii lui Dumnezeu sunt oameni sfinți, așa erau arătați în cuvântul lui Pavel din seara aceasta, faceți rugăciuni pentru toți sfinții. Cei care sunt numiți sfinții sunt oameni care poartă această platoșă a neprihănirii, a curăției, a trăirii cu Dumnezeu.
Noi știm că înaintea lui Dumnezeu nu poate sta nimic întinat și spurcat. Și avem nevoie toți de această sfințire. Dumnezeu este sfânt și El ne vrea pe noi să fim sfinți, frați și surori. Și zic, Doamne, ajută-ne să fim sfinți, căci dacă vom fi sfinți, cu adevărat vom avea această platoșă peste haina pocăinței. Și zic, Doamne, ajută-ne și Domnul să facă aceasta. Apoi cuvântul spune în versetul 15, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. A fi plin de râvnă înseamnă a fi plin de dragoste pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru această sfântă scriptură. Ea poate simboliza ca o încălțăminte pentru picioarele noastre. Noi alergând cu picioarele noastre de zi cu zi, noi ducem cu noi Evanghelia Domnului așa cum ne ducem papucii noștri și să o ducem cu multă cinste și la cei ce nu o au. Frații mei, e așa minunat să fii încălțat cu râvna Evangheliei păcii, să fii un om al păcii, dacă vezi că undeva este o neînțelegere, tu să te duci cu cuvântul lui Dumnezeu și să încerci să faci pace acolo unde nu este pace. Evanghelia poartă cu ea pacea și aduce pacea în inima oamenilor. Și zic, Doamne, fă cât mai mulți de aici să fie prinși, îndrăgostiți de Evanghelia lui Hristos și să umble în Evanghelia lui Hristos și să trăiască prin Evanghelia lui Hristos și să ne ajute Dumnezeu să o mărturisim cu multă dragoste și să nu dăm înapoi, fraților. Că încă nu ne-am primit cununa, spunea Petru. Nu s-a sfârșit lucrarea în via Domnului. Și nu avem voie să punem Evanghelia în sertar sau să o punem pe raft și să zicem să o predice cine vrea, că eu nu mai predic. Fraților, noi am fost chemați să mergem până la capăt și chiar să murim pentru această Evanghelie, apărând adevărul lui Dumnezeu. Căci mulți înaintea noastră vorbeam astăzi că în Roma au trecut 10 valuri de prigoană și acolo au fost mii de credincioși care purtau numele de creștini și au fost fâșiați de fiare și au fost arși pe ruguri de vii pentru această scriptură, pentru Evanghelia lui Hristos. Și poate ei nu aveau în formă care o avem noi și poate știau puțin despre Domnul și au murit cu mult drag pentru Hristos, ca să fie încununați cu acea cunună veșnică și care va fi nevestejită. Oare noi, care suntem în pragul așteptării Domnului, ar trebui să dăm înapoi în vestirea Evangheliei și frații să se chinuie să găsească cine să vestească aici Evanghelia? Nu! Întotdeauna ar trebui să fim plini de bucurie și să ne aducem Scriptura, să fim gata să dăm un îndemn de îmbărbătare tuturor care vin aici și să spunem, Domnul ne iubește pe toți și ne așteaptă în împărăția sa și El va veni pe norii cerului ca să ne ia. Și zic, Doamne, ajută-ne să fim niște martori încălțați cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acest lucruri, luați și scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețele arzătoare a celui rău. Vorbește Pavel de un scut, scutul toți știți care ați mai văzut filme sau cărți de istorie, oamenii aveau acel scut rotund sau de altă formă cu care ei se apărau de săgeți. Și în textul din seara aceasta spune că credința este simbolizată cu acel scut care poate acoperi o mare parte din corpul nostru spiritual, pentru că diavolul este un arcaș iscusit și de mii de ani țintește cu săgeți, știți a cui? Cui? Nu împotriva îngerilor Domnului, măcar că se luptă chiar și cu ei, dar vrea să distrugă creatura lui Dumnezeu care suntem noi. Diavolul are multe săgeți și este iscusit și vechi. Și în vremea lui Pavel se lupta cu cei din Efes și vroia să-i distrugă. Și Pavel îi îndemna, luați scutul credinței, să fii plin de credință, dragul meu, pentru că pentru cel credincios toate lucrurile sunt posibile. Domnul Iisus spunea despre credință, căci dacă aveți credință numai cât un sâmbure de muștar, veți spune muntelui acestuia, mută-te, și el se mută. Oamenii cu credință
au puterea de la Dumnezeu ca să vadă și chiar să facă minuni prin credință. Știți ce s-a întâmplat la Poarta Frumoasă când s-a dus Petru și Ioan să se închine? Acolo era un olog din naștere și a dus să ceară de milă și oamenii aceștia au spus: aur și argint nu avem, dar ce avem îți dăm. În numele lui Iisus Hristos, scoală-te și umblă. Ce avea Petru și Ioan? Aveau credință, căci atunci când rostesc în numele lui Iisus Hristos, acel om poate să umble. Și zic: Doamne, dă-ne credință! Amin, slăvit să fie Domnul, biserica are nevoie și simte nevoia de credință și Domnul ne-o dă cu mână largă, așa spune cuvântul Domnului, slăvit să fie Domnul. Această credință este scutul credinciosului care îl punem întotdeauna înainte când diavolul vrea să ne lovească. Și cum mai lovește el astăzi? Și are atâtea uși, atâtea portițe deschise prin care ne bombardează și vrea să ne rupă din credință. Vrea să spună chiar în zilele din vremea noastră că Iisus Hristos a fost un om ca și noi, a fost până și căsătorit. Așa vrea să spună diavolul și blamează că nu a fost Fiul lui Dumnezeu, e doar o istorie închipuită și vrea să smulgă din inima noastră credința. Scumpii mei, diavolul merge departe, vrea să lovească mereu, a îndrăznit la Fiul lui Dumnezeu și a zis: închină-te mie. Ce nu știa el cine este Iisus Hristos? Știa de la început că el plecase din înaintea lui Dumnezeu, știa că e Fiul lui Dumnezeu, dar a îndrăznit la el. Biblia ne învață să ne împotrivim diavolului tare în credință și știți ce spune? Cine este tare în credință, diavolul fuge de la el. Diavolul se teme de oamenii care au credință. Lui este frică de ei, fiindcă noi îl biruim prin sângele lui Iisus Hristos. Domnul Iisus l-a biruit pe Golgota și toți cei ce suntem credincioși, lui îl vom birui prin credință. Vom stinge toate săgețile arzătoare a celui rău, fraților. Eu nu vreau să vorbesc doar o teorie, vreau să vorbesc cuvântul lui Dumnezeu. Aceste lucruri sunt adevărate și vrednice de crezare, frați și surori. Sunt cuvintele lui Dumnezeu și noi să ne le punem pe inimă și în fiecare zi să trăim din ele și vom fi biruitori. Mai mult ca biruitori, spune Scriptura. Cuvântul Domnului în versetul 17 ne îndeamnă, așa cum erau îndemnați cei din Efes, suntem și noi îndemnați astăzi pe deasupra tuturor lucrurilor să luați, zice, și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Coiful mântuirii, soldații în vremea aceea aveau acea cască, acel helmet pe cap care le acoperea partea aceasta și noi avem nevoie simbolic de coiful mântuirii, noi să credem că suntem mântuiții lui Hristos. Odată când am coborât în apa botezului și am zis că îl vom sluji pe Hristos până la capătul vieții noastre, noi să credem că suntem mântuiți din toată inima și mintea noastră să nu mai aibă loc în ea nimic ceea ce este din afară și să punem la îndoială că nu suntem mântuiți, ci să credem că suntem mântuiți. Aceasta va proteja mintea noastră sănătoasă și vom crede totdeauna în lucrările Domnului și nu le vom pune la îndoială. Să avem nădejdea mântuire ca coif pe capul nostru și atunci vom fi biruitori. Pe deasupra spune și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, Duhul Sfânt ne-a fost dat ca sabie. Duhul Sfânt este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu spune că a făcut toate lucrurile prin cuvântul Său. A rostit cuvântul și s-a făcut. Și spune să-L luăm. Ne este dat, frații mei. Trebuie să credem că și dacă ne este dat, toți trebuie să-L avem. Toți trebuie să avem acest cuvânt a Duhului lui Dumnezeu. Să rostim cuvântul lui Dumnezeu însoțiți de Duhul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt a fost trimis, le spune azi dimineață, că și Domnul Iisus a afirmat cuvintele: dacă nu mă duc eu la Tatăl, nu vine Duhul adevărului la voi, care va fi cu voi și în voi până la sfârșitul viacurilor.
De aceea este de trebuință să mă duc. Știți dumneavoastră, Domnul Iisus era în trup și era la Ierusalim, era în Galileea, era într-o parte sau în alta, dar era în trup, dar Duhul Domnului este pe întreaga planetă. Și de aceea a fost nevoie să vină ca să grijească de Biserica lui Hristos și să o pregătească pentru acea mare zi a întâlnirii, care noi o așteptăm cu mult drag. Noi așteptăm o zi mare. În textul din seara aceasta vorbea Apostolul Domnului către cei din Efes despre o zi rea pentru care trebuie să ne împotrivim. M-am gândit la acea zi. Să știți că Biserica Domnului cam în toate vremurile a avut o zi rea în care trebuia să se împotrivească. Și să știți, frați și surori, dacă au fost plauzibile și necesare aceste lucruri despre care am vorbit în mod simbolic, ea este armătura spirituală a oricărui credincios care se află în Hristos și este nevoie de ea, a fost nevoie atunci, este nevoie și acum, pentru că este vorba de o zi rea. În ziua rea, mulți vor cădea dacă nu au această armătură. N-au mijloc încins cu adevărul, n-au îmbrăcată platoșa neprihănirii, n-au ca încingătoare acel adevăr și n-au încălțămintea în picioare râvna Evangheliei, n-au pe cap coiful mântuirii și sabia Duhului în ziua ce are ea, sau mai bine zis și pe înțelesul nostru, ziua încercării a credinței noastre. Căci niciun credincios nu trece din lumea aceasta ca credința lui să nu fie încercată. Noi suntem încercați ca aurul pus în cuptor și atunci, în ziua încercării, se vede cât de înarmat sau înarmat ești tu sau eu, cât de repede cedezi ca să scap de încercare. Dar dacă eu le am pe toate acestea, voi fi mai mult ca biruitor, pentru că sunt o făptură nouă în Hristos și voi birui cu siguranță, pentru că armele acestea nu sunt arme firești. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Corinteni. Eu am găsit aici ce spune Pavel despre, în 2 Corinteni. Uitați ce spune Pavel despre această armătură în 2 Corinteni, în capitolul 10. Zice, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Auziți ce arme avem noi, fraților? Sunt puternice aceste arme și avem nevoie să le luăm. Ni-s date de gratis în darul lui Dumnezeu. Noi în fiecare zi trebuie să ne verificăm de cum ne sculăm până ne culcăm, că le avem peste ființa noastră aceste arme și suntem gata să răspundem oricui de nădejdea mântuirii care este în noi. Și zic, Domnul să ne ajute la aceasta și să ne dea putere să nu cădem de oboseală, fraților. Fraților, eu vreau să mă apropii de încheierea vorbirii mele în seara aceasta, dar nu înainte de a vă spune că această biserică din Efes, după ce Pavel le-a scris prin anii 61, Domnul Iisus însuși le mai scrie o scrisoare. Bisericii din Efes, dacă veți întoarce cuvântul Domnului în cartea Apocalipsei, pe când Ioan, apostolul iubirii, se afla exilat în insula Patmos și era în ziua Domnului și a avut o cercetare deosebită și s-a prezentat Domnul Iisus în slava în care este El astăzi, și l-a pus să scrie o scrisoare tuturor celor 7 biserici care se aflau în Asia Mică și chiar a început cu biserica din Efes. Domnul Iisus, după circa 30 și ceva de ani, de la scrisoarea lui Pavel, Domnul Iisus personal găsește să scrie o scrisoare acestei biserici.
După 30 și ceva de ani, se pare că bisericile acestea care au fost întemeiate de apostoli în Asia au început să se clatine grozav de tare și să se slăbească în credință și să se departe de Dumnezeu și să pătrundă lumea idolatrică din nou între aceste biserici. Și Domnul a fost nevoit să se coboare în insula Patmos la Ioan și să-l pună să scrie. Și auziți ce scrie către biserica? Numai aceasta am să citesc. Și să vă gândiți la lucrurile acestea. Îngerul bisericii din Efes scrie, spune Domnul Iisus, iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Și i-ai găsit mincinoși. S-ar putea să fie oameni mincinoși care nu trăiesc în adevăr și n-au cingătoarea adevărului. Știu că ai răbdare și că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Frumoase cuvinte până aici a spus Domnul, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Fraților, vă dați seama ce a văzut Domnul? Toate lucrurile le-a numerotat acestei biserici și a zis, știu, știu și asta, și asta, și asta. Știu că faci lucruri minunate, dar am găsit un lucru care am împotriva ta. S-ai părăsit dragostea din tâi. Fraților, cuvântul Domnului care mi-a fost pe inimă pus, să nu se supere nimeni, dar să ne cercetăm cu bine și cu multă băgare de seamă, care este starea noastră în dragostea noastră din tâi. Ne mai rugăm noi ca altă dată? Mai strigăm noi ca altă dată către Domnul când dorim să se facă un lucru în viața noastră? Mai căutăm noi acele rugăciuni stăruitoare în care să împlinească promisiunea Domnului în viața noastră? Au început câțiva tineri din biserică să dorească să fie umpluți de Duhul Sfânt, e un lucru frumos. Bisericile în țară peste tot au auzit din săptămână în care toți creștinii au dreptul să vină să se roage la biserică, să primească Duhul Sfânt, să stăruiască și să se roage în acele rugăciuni ferbinți, pline de dragoste pentru Dumnezeu și să fie umpluți de Duhul Sfânt. Și cred că frații vor rândui și aici o seară în care toți tinerii și vârstnicii și oricare care simte nevoia de umplere cu Duhul Sfânt, simte nevoia de aprinderea focului dragostei din tâi, să vină la rugăciune și să roage cu strigăte mari, cum făcea Domnul altădată în grădina Ghețimani, și să zică, Doamne, umple-mă de puterea Duhului Sfânt, trăim vremurile de pe urmă, știm cu toți acestea. Știm că sunt vremuri grele și sunt vremuri rele și avem nevoie de putere, avem nevoie de toată această armătură. Cum oprim noi această armătură? Cum ne îmbrăcăm în ea? Stând înaintea Domnului, spunea cuvântul, să stăm în vegherea rugăciunii. Biserica e îndemnată în seara aceasta să vină la rugăciune. Mâine seară este rugăciune aici. Suntem mulți în seara aceasta și zic slăviți să fie Domnul pentru mulțimea aceasta de oameni. Înseamnă că iubiți pe Domnul, dar arătați-vă dragostea aceasta și mâine seara la ora 7 și veniți aici, căci tot același Domn este aici. Tot același Iisus Hristos, fraților. Este important să fiți aici la rugăciune. Sufletul nostru însetează după Dumnezeu. Sufletul nostru îl dorește pe Dumnezeu. Spune un verset în Scriptură, așa cum dorește cerbul izvorul de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Unde ai tu părtășie cu Dumnezeu? Eu știu că lucrăm toți și lucrăm greu, dar să știți că sufletul are nevoie de Dumnezeu. Și dacă nu aducem trupul nostru cu sufletul în casa Domnului, ne frații se adună, să se închine Domnului, cum se va bucura sufletul tău? Îl vei pune la post. Nu vei pune trupul la post, dar vei pune sufletul la post. Vei spune, postește lunea seara, pentru că eu sunt obosit și mă duc la culcare. Dar dacă îl vei aduce aici, îl vei hrăni în rugăciune, în părtășia cu Domnul, în relația ta cu frații. Fă tot
și du-te unde sunt frații și zic, Doamne, ajută-ne, cu mic, cu mare, cu tânăr și bătrân, să alergăm pentru că știm că trăim vremurile din urmă și sunt vremuri rele și grele. Căci vine ziua ce are ea. Această zi rea, nimeni nu scapă de ea, în care credința fiecărui va fi testată. Și zic, Doamne, dă-ne lumină, dă-ne pricepere, să înțelegem că este vremea să ne umplem de puterea Duhului Sfânt, ca să putem rămâne în picioare și să biruim totul, cum le spunea Pavel celor din Efes, să rămâneți în picioare și să biruiți totul. Și apoi, când se va arăta, cum spunea Sfântul Apostol Petru, marele păstor al oilor, care păstorește biserica lui pe întreg pământul, ne va da cununa cea nevestejită și o vom purta cu multă bucurie pe capetele noastre și zic, Doamne ajută, Doamne dă putere, Doamne binecuvintează, amin. Mai slăvim pe Domnul cu o cântare împreună, după care vom continua închinarea din seara aceasta.